Salut, prieteni! Povestea aceasta de groază mi-a fost trimisă de unul dintre abonații noștri. Povestea este interesantă și vă poate face să vă folosiți imaginația, creând un mediu mai înfricoșător. Stăteam întins în pat și încercam să adorm. Când eram pe punctul de a o face, brusc am auzit un zgomot venind de afară. Am oftat nervos și am mers la geam aruncând o privire afară, dar nu se vedea nimic. Am ieșit afară să verific și am văzut o siluetă neagră. Am întrebat cine e, dar nu am primit niciun răspuns. M-am apropiat mai mult, iar aceasta a ridicat privirea spre mine, ceea ce m-a făcut să-mi înghețe sângele în vene. Ochii săi demonici, de culoarea sângelui, parcă îmi vedeau prin suflet. Am țipat și am început să fug, fără o direcție anume, până am ajuns la intrarea, ce dădea în pădure, și m-am oprit. Chiar atât de departe am alergat. Am început să înaintez încet prin pădure, până mi-am dat seama că m-am pierdut. Am dat ochii peste cap și am încercat să-mi dau seama cum se iese din pădure. Am auzit un foșnet în spatele meu și când am întors privirea, el era acolo. Am fugit când mă țineau picioarele, până m-am împiedicat și am căzut. Nici nu am apucat să mă ridic, că am și simțit o mână pe glezna mea. A început să mă tărească spre el. M-am prins de o creangă încercând să scap, dar eforturile mele erau degeaba. Am început să țip și să mă agit. Dar asta părea să le enerveze și mai tare. M-a izbit cu spatele de un copac, punându-și mâna în jurul gâtului meu și drăgând cu o forță incredibilă. Mi-am pus mâinile peste mâna lui, încercând să-l fac să-mi dea drumul, dar era mult prea puternic. Simțeam cum rămân fără aer. Am ridicat privirea spre el, privindu-l direct în ochii săi goi și lipsiți de emoție. Înainte să-l întreb cu o voce slabă, de ce? S-a uitat la ochii mei înlăcrimați și mi-a dat drumul. M-am uitat la el, surprins, observând că îmi făcea semn să-l urmez. M-am ridicat încet de jos și am pășit spre el. Acesta a început să meargă până am ajuns la ieșirea din pădure. Mi-a arătat cu degetul spre o lumină puternică ce părea să provină de la un foc. Și atunci am realizat ce se întâmplă. Acela era satul în care locuiau bunicii mei. Am privit mai atent observând oamenii fugind și niște demoni asemănători ca el care îi prindeau și îi omorau. Puteam fi eu în locul lor, dar el mă salvase. M-am lăsat încet în jos pe trunchiul unui copac și am început să plâng. Am auzit pași în dreapta mea și am văzut niște picioare care s-au oprit în fața mea. Am ridicat privirea și i-am întâlnit pe acei ochi roșii ca sângele care îmi dădeau fiori. M-a privit direct în ochi, înainte de a-mi zice că este mereu acolo. Atunci m-am trezit în camera mea. Am dat jos din pat, mergând spre fereastră și privind afară. Am privit mai atent și am observat o pereche de ochi roșii strălucitori care mă priveau. Am zâmbind, știind că el este mereu acolo când am nevoie. Mulți au îngeri păzitori, dar eu am demonul meu care mă apără. V-aș mai zice despre el, dar nu-i place ca lumea să știe despre existența lui. Nu este un demon ca oricare. El este demonul meu interior și e mereu acolo în interiorul meu, așteptând ca eu să-l las liber. Și tu ai unul. Uite-te în cel mai întunecat colțișor al sufletului tău. Îl vei găsi acolo hrănindu-se cu frica și ura ta. Hrănește-l, dar nu prea mult. Dacă devine prea puternic, va fi greu să-l controlezi.